Espanyol este pe locul 9 în acest moment, în vreme ce Betis ocupă poziția 13-a. Nu sunt amenințate cu retrogradarea, cel puțin nu în mod direct, vreuna dintre ele. Espanyol este la 8 puncte de Sociedad, ocupanta locului 6 și formația care ar merge în preliminariile Europa League. Așadar, și față de această echipă este o distanță destul de mare. Șanse mici să mai fie prinsă din urmă, cel puțin de Espanyol. Espanyol care, iată, vine după o serie foarte, foarte bună și foarte interesantă pe teren propriu. Spune, ultimul meci, mă aduc aminte, acel 4-3 cu Las Palmas, dar în ultima vreme, în meciurile de pe teren propriu, cel puțin de la sfârșitul lunii noiembrie, are o singură înfrângere Espanyol pe teren propriu, 1-2 cu Real Sociedad. În aceste condiții, evident, Espanyol este favorit, așa cum vedem și pe micul ecran, cota 2,20 pentru o victorie a formației gazdă, în vreme ce oaspeții au o cotă de 3,60. Sabin, ce mai jucăm? Ne-am mai gândit la gol în prima repriză, o cotă de 1,44. Moreno, golgheterul lui Espanyol, se înscrie în această partidă, dar și un scor final de 2-1, o cotă de 26, ce bine sună. Și 1-0 oricând în meci, oricând în prima repriză, îmi cer scuze, o cotă de 2,15, de asemenea o cotă de jucat. Două pronosticuri am selectat noi pentru acest meci, unul cu handicap 0, pornind tocmai de la ideea că Espanyol este rezultatul pe teren propriu, să nu luăm totuși ca etalon acea victorie cu 4-3 în fața celor de la Las Palmas. A fost un meci foarte ciudat, în sfârșit lucrurile au decurs oarecum după un scenariu, cel puțin așa asta a fost impresia. Mă rog, mai mult sau mai puțin, dar pe de altă parte trebuie să vorbim un pic și despre Betis, pentru că Betis, dacă ne uităm, traversează o perioadă neagră. Da, traversează o perioadă neagră, dar cu o serie de rezultate, bine, e clar, rezultate negative, dar vedem acel meci strâns cu Real Madrid, 2-1 pentru Real. A mai avut o evoluție bună cu Sevilla, o altă echipă serioasă. În fața granzilor s-a descurcat bine, dacă nu mă înșel, a pierdut doar cu 1-0 în fața lui. Se motivează mai bine în fața echipei mici, însă în deplasare, exact, aproape dezastru pe linie. Și mai mult de atât, să remarcăm că între partida cu Villarreal, jucată pe 6 noiembrie, și până la meciul cu Granada de pe 17 februarie, așadar timp de 6 meciuri, Betis a pierdut fiecare dintre aceste întâlniri. Ba mai mult, în perioada respectivă a marcat doar de 3 ori. Practic, se pare că Betis nu este o echipă de deplasare. 7 înfrângeri în 9 deplasări e foarte, foarte mult. Evident că punctul nostru e pe formația gazdă, nu, Sabin? Da, unul cu handicap 0, ne luăm măsuri de precauție pentru că e și această cotă de 2,20 puțin cam mare și până la urmă o cotă care ne permite să jucăm varianta 1 cu handicap 0, o cotă de 1,52, dar și peste 1,5 goluri din meci, de cel puțin două modificări ale tabelei, o cotă de 1,40. Am avut partide directe cu goluri destul de multe, nu și în tur când Espanyol a câștigat cu 1-0, dar în general se marchează în meciurile directe. Corect. Sabin, foarte repede citesc câteva mesaje din partea telespectatorilor. Dan Dobre, Espanyol, pauză sau final 1? O idee foarte interesantă. 1 și ambele marchează sau 3+, ne spune Pușcașu Sorin. Espanyol Betis, scrie Ștefan Marius, 1 solist. Espanyol Betis, ambele marchează sau X și ambele marchează, ne scrie Andrei Viorel, iată un pariu interesant. Ambele marchează, ne scrie și Eugen Cristian Cazangiu. Espanyol 1 în prima repriză, 1 la final. Și cred că goluri, nu știu exact notația asta, Mihai Burda ne scrie, Pușcașu Sorin, 1 pauză, 1 final. Mergem mai departe în Franța, avem și acolo o întâlnire destul de interesantă, cel puțin pentru pariori, Guingamp Nancy.